Și în această toamnă, copiii severineni care vor păși pentru prima dată pragul școlii vor găsi pe bănci un ghiozdan echipat cu toate rechizitele necesare pentru cursuri. Viceprimarul Daniel Cârjan a anunțat că toți elevii din clasa pregătitoare vor beneficia de acest cadou de început de școală. Ghiozdanul va conține un penar, creioane, stilou, acuarele, radiere și caiete. Proiectul Primul Ghiozdan a fost inițiat de Daniel Cârjan în urmă cu 5 ani și are menirea de a veni în sprijinul părinților, dar și de a stimula interesul celor mici pentru școală. Copiii din Drobeta Turnu Severin, care vor merge la toamnă în clasa pregătitoare, vor găsi pe bănci un ghiozdan complet echipat cu cele de trebuință la școală. Campania Primul Ghiozdan, inițiată în urmă cu 5 ani de viceprimarul Daniel Cârjan, continuă și anul acesta și vine în sprijinul copiilor și al părinților. În ultimii 5 ani de zile, în municipiul Drobeta Turnu Severin este în vigoare o hotărâre de Consiliul Local, care prevede ca toți copiii din clasele pregătitoare de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin să beneficieze de primul ghiozdan, adică un ghiozdan echipat cu toate rechizitele necesare pentru a le fi de folosință copiilor în prima zi de școală. În anul 2021-2022, anul școlar în care ne aflăm, au fost beneficiați 688 de micuți de la clasele pregătitoare, copii, fete și băieți care au beneficiat de primul ghiozdan. Cu privire la următorul an școlar, 2022-2023, deja am demarat procedurile la nivelul primăriei Drobeta Turnu Severin pentru a implementa în continuare acest proiect. Ghiozdanele complet echipate vor fi distribuite școlilor, iar elevii le vor găsi în clasă, pe bănci, în prima zi de școală. Acesta este complet echipat cu rechizite, mă refer aici la caiete de tip 1, caiete de tip 2, dictando, foaie velină, creioane, creioane colorate, acuarele, cam tot ceea ce îi trebuie unui școlar odată cu intrarea în clasa pregătitoare. După cum știți, Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin, pe lângă investițiile în infrastructura școlară, iată că de această dată venim și în sprijinul familiei, atât al elevilor cât și al părinților. Anul trecut, 688 de elevi din clasa pregătitoare au fost întâmpinați la școală cu ghiozdane gratuite.